sănătate. Azi dau cărțile pe față cu asul campaniilor care ne îndeamnă să citim. Victor Miron. Good vibe, good coffee. Cafeneaua pe care am ales-o, eu sper să meargă foarte bine cu mood-ul ăsta în care îți place ție să ne bagi tot timpul. E mișto și numele, camera din față. Camera din față, nu? Și cărțile pe față. Iată. Și camera din față. Exact. Mamă, și cum sună cărțile pe față. Mie cel mai mult dintre toate mi-a plăcut provocarte, cred. Provocarte? Da, da, mi s-a părut o chestie, te rog. Îmi place. Fai, nu? Da. Mișto. Are o atmosferă așa românească, pe aici. Și asta, de fapt, nu e o masă, că este... Ia uite, are și mileu. O mașină de cusut. De cusut, fără cusut. Era pe vremuri, da, și în jurătură, crezi, așa se termină acum. Da, da, de cusut, da, da, zinger. Da, da, da. Salut, Victor, în primul rând, ar trebui să vină cafeluța, dar înainte de cafea eu sunt tare curios. Chestia asta cu cititul, când și cum te-a lovit pe tine? Pe mine Eliade, cumva, m-a prins cel mai tare și prima fază adolescentului meu, dar pe urmă multe, multe dintre romanele lui. Și cred că... În ziua de astăzi sunt alte texte care sunt actuale sau relevante pentru pentru tinerii din ziua de azi, că nu mai sunt eu așa de tânăr. Dar în cazul meu el a fost, da. Și pe urmă multe alte personaje din cărți mi-au devenit modele în viață. Adică le-au luat pe ele de reper, că a fost Prințul Mâșchin sau Micul Prinț sau Don Quixote, ele m-au făcut cumva așa mai idealist. Și când, nu știu, mă, eram într-un impas, nu mă gândeam ce ar fi făcut ele în personajele astea în locul meu. Bună ziua, bine ați venit. Am dorit și noi două cafele, te rog. Desigur. Doriți să preparăm o cafea la Ibric, acasă? La Ibric, da. Da, dacă n-ați mai băut. Avem un amestec al casei, dacă doriți, se numește cafea lui Mamai. Cafea cu... de la Mamaie, nu? Da. Ce tare. E bun. Și Mamaie de ce origine era? Turcă, română? O combinație. Te mai că. Da, eu vreau una la Ibric, Victor, cred că și el. Mulțumim frumos. Mersi. Da, ca să ne întoarcem la citit, mie mi se pare că e o luptă, pur și simplu, în ziua de astăzi. Pentru că e mediu, nu te mai încurajează la citit, da, e foarte clar. Și ce te face să continui lupta asta? Eu am avut o perioadă de lăsare în ale cititului, adică după liceu, după ce am ieșit și de sub tutela profesoarei de română, am citit tot mai puțin și... Am început să muncesc, să mă joc pe calculator, să mă uit la multe seriale. Te bucurai de ce apărea nou? Sigur, da, da. Și am citit în continuare, poate o carte, două, trei pe an, dar nu câte citisem în liceu. Și la sfârșitul lui 2013, ca mulți dintre noi, știi cum ne zicem la anul, facem rezoluții dintre astea, că la anul să mănânc mai sănătos, exact, să fac mai mult sport. De la întâi, da, da, da. Și o să reîncep să citesc, dar numai de partea cu cititul m-am ținut. Dar de atunci, da, din 2014, citesc aproape în fiecare zi minim o oră. Foarte tare. Și atunci asta mi-e un comportament care mi-a intrat în obicei și mi-e greu să nu fac asta. Adică așa cum, nu știu, dacă într-o zi nu te speli pe dinți, nu te simți bine, la fel e și cu, dacă într-o zi nu citesc, mi se pare că ceva îmi lipsește, că ceva. Mi s-au părut geniale campaniile tale, adică numele. De unde ai luat, de unde ai fost inspirat pentru numele campaniilor tale? Provocarte, cărțile pe față, nu în ultimul rând book selfie. Ai avut inspirația asta de a combina ceva foarte, foarte actual? E ceva ce ceva facem clasic. Intenționat, în sensul că asta pretindem că demonstrăm, că dacă citești, ești mai creativ, dezvolți imaginația, abilitatea de a inova. Și atunci căutăm în mod deliberat jocuri de cuvinte. Cum e și, sigur, cabinet stomatologic anticariat. Foarte bun și ăla, excelent. Toate sunt așa jucăușe pentru a arăta că îți face bine să citești. Și, da, atunci unele le facem pur și simplu că citind sau văzând ceva în jur ne vine o idee, dar ar putea la fel de bine să fie și dacă cineva ne propune, uite, hai să facem ceva împreună într-o anumită direcție. Da. Deci, de exemplu, visăm de mult într-o cafenea să facem cafenele cu nume de scriitor și să se numească poate masa asta Mircea Eliade și să ai aici în meniu să vezi ce ar fi băut el de aici de la... Ai, ce fain! Bună! Și trebuie făcută la Cluj, că la Cluj se întâmplă lucruri. Dar și aici, dar cum? De ce? Cum mai convinge să citesc din câteva cuvinte și mai ales ce?
Dar n-aș încerca eu să te conving, pentru că nu cred că aș avea o influență prea relevantă. La adolescență încolo, deci, fapt, e zona în care încercăm noi să facem campanii de promovare a cititului. Și, de exemplu, așa în școli avem o inițiativă care se numește Clasa Cititoare, Mândră ca o floare, că numele de la... Ai, ce fain! Uite-mă ce... Numele de la Clasa Muncitoare. Care e faza cu cuvintele astea, poți să te joci cu ele dacă le știi. Că dacă nu le știi, nu te prea poți juca cu nimic, așa. Și în clasele astea cititoare luăm un număr de elevi sau chiar o clasă de sine stătătoare care deja citește, că deja le place să citească, și facem pe ei ambasadori ai lecturii în școală. Și acolo fiecare recomandă o carte și le facem tricouri pe care scrie cumva circular ești ceea ce citești, dar și titlul cărții și autorul pe care îl recomandă. Și ei și poartă tricourile astea o dată pe săptămână toți ca pe uniformă, dar le cumpărăm cărțile și le punem într-o căsuță de cărți în curtea școlii, ca toată școala să aibă acces la cărțile clasei cititoare. Și dacă unui băiat, cum îl descriai tu, îi place de o fată din clasa cititoare, poate să meargă să-i citească cartea și așa să aibă un subiect de conversație. Aha, și de fapt, da, ce vedem aici e că așa își fac ei poftă să citească. Adică sunt foarte curios să vadă ce le recomandă prietenilor sau cunoscuților. Mai puțin îți impresionați de ce le zic, nu știu, profesorii sau adulții sau părinții. Anturajul are o influență mult mai mare și, din păcate, de multe ori percep cititul ca pe ceva plictisitor, care sigur nu-i cool și neatractiv, și atunci, da, e mai bine dacă vine recomandarea din partea lor. Deci, lucrurile astea deja îți dau o oarecare responsabilitate legată de ceea ce urmează să faci. Da, și mie... Sper să vă placă, să vă mergeți unghiile. Uai, ce bine arată. Vin cu un mare dezavantaj, așa, pe jumătate, în serios, că cel mai mare dezavantaj al promovării lecturii, că mi-a din timpul de citit, adică... Deci cumva te vezi în dezavantaj acolo, da? Îmi face plăcere să propun să promovez cititul, dar mi-a din timpul de citit. Aseară am avut un club de lectură și asta ar fi, nu știu, activitatea pe care aș face oricum tot timpul, adică dacă chiar am ajunge să citească toată lumea două cărți pe lună, tot aș continua să facem cluburi de lectură, pentru că asta e activitatea prin care ne bucurăm de citit. Chiar bună, chiar aia clasic. Creativitatea e cu siguranță stimulată de cărți. Asta mi-e și mie destul de clar, deși n-am citit atât de mult. Dar creativitatea ta cum e antrenată? Tot prin cărți, bănuiesc, că nu mergi cu ea la sală, nu trage de fiare, nu se trezește dimineața să... Dar eu citesc, ca să-ți dau niște detalii mai concrete, citesc două cărți în același timp. A. Dimineața citesc dintr-o carte de idei, de non-ficțiune, de lucruri mai concrete, ca să înțeleg pe ce lume trăiesc. Și okay. Seara citesc din realitate, realitate și... Da. Și seara pleci. Citesc roman sau poezie ca să uit pe ce lume trăiesc. Am înțeles. Și asta e așa. E o rețetă bună asta, trebuie să o rețină. Te stimulează așa cum e o cafea, pentru că dimineața o cafea te trezește și așa e cu cărțile de non-ficțiune și seara un par de minte mai relaxează. Ah, deci dimineața ai documentar, seara e... Am înțeles, am reținut, gata. Sunt oameni care zic, băi, de ce să stăm să citesc o carte care mi-a, cine știe cât îmi ia, viteza la citit e diferită de la o persoană la cealaltă, de ce să nu vă filmu și într-o oră jumate am scăpat, gata. E mișto și filmul și noi chiar avem în campanie cluburi de lectură în care ne legăm și de film, în sensul că avem o formă de club de lectură unde citim textele pe loc și cu voce tare, ca să încurajăm cititul ca pe o activitate socială și pe care să o faci și în cuplu și între prieteni și în familie. Și așa oamenii vin la cluburi de lectură mai abitiri, pentru că nu au reținerea că nu au citit cartea dinainte, o citim pe loc cu voce tare. După care foarte discutăm tare despre așa, știi, așa, textul devine pretext pentru o conversație mai adâncă. Mm-hmm. Dar tot îmi chemam prietenii, ziceam, ce faci mâine seară? Hai în club? Și mă întrebau, în care club? Unde mergem să dansăm? Și eu ziceam, nu, că e un club de lectură. Și văzând că asociază... N-ai avut și reacții din asta. Club de lectură? Și văzând reacția asta lor... Ce un club de lectură? Am făcut și cluburi de lectură de noapte, în care citim texte mai lungi și după care ne uităm și la ecranizare. Foarte mișto. Da, pentru că de când citești, de fapt tu ești regizorul filmului pe care ți-l faci în minte și atunci e relevant să faci și asta cu chiar un regizor care a pus în scenă
textul. E ideal să vezi și filmul, să citești și cartea. Da, 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 da. Ca să ai și termenul de comparație, clar. Sigur, sigur, e mișto, e mișto. Și ai categorii de cărți pe care le citești în anumite stări, pentru că o carte, îți trebuie un mood pentru o carte. Să știi că am câteva cărți pe care le recitesc anual, că dacă suntem ceea ce citim, suntem și cu atât mai mult și ceea ce recitim. Și okay. Sunt câteva, da, este o carte pe care o recitesc în fiecare primăvară, cele 40 de legi ale iubirii a lui Elif Shafak, okay. Unde spune povestea cum Rumi, din filozof, devine poet. Și este acolo o relație de prietenie între Rumi și Shams, așa, o fraternitate foarte mișto. Pentru băieți, așa, e atractivă să vezi relația. Foarte mișto, uite, m-ai făcut curios. Uh-huh. O să-mi dedic timp. După un număr destul de mare de cărți citite, simți nevoia să aștergi tu ceva pe hârtie. Ți se întâmplă treaba asta, că știu că scrii? E pentru mine cumva asta cu cititul și scrisul similară, cred că în mintea mea, cu dansul. Okay. În sensul că îmi imaginez că citind ești cumva partenerul care se lasă condus și la un moment dat vrei și tu să conduci în dansul ăsta și atunci ești curios să scrii. Și așa, din, cel puțin din curiozitate, dar cred că cei mai mulți dintre noi se gândesc și să scrie și evident că toți trebuie să scriem mail-uri, trebuie să scriem scrisori de intenție sau vrem să convingem pe cineva de un lucru, dar da, la un moment dat încerci să scrii și ceva, nu știu, o poezie, o proză scurtă, un jurnal, măcar ceva. Da. Și apropo de recitat, că acum nu mai trăim vremurile în care el îi recită ei din Eminescu sau din Byron sau mai degrabă trimite un emoticon care exprimă dintr-un singur send 1000 de cuvinte. Mm-hmm. De treaba asta ce zici? Dar sunt foarte bune și ele. Nu înlocuiesc poezia, cu siguranță, nu, dar da, ele sunt o dovadă de afecțiune actualizată anilor noștri, dar cred că după niște emoticoane merge și un tweet cu ceva foarte intim și poetic. Deci merge. Dar mie partea poetică îmi place cel mai mult la citit. De asta și zic că citesc pentru a vedea viața cu alte cuvinte, pentru că mă interesează exprimările astea mai alese, mai metaforice. Din păcate, statistic, la noi în țară, cam 90% nu prea citesc. Mm-hmm. Dar speranța mea e ca în următorii 9 ani să ajungem ca jumătate dintre români să citească 2 cărți pe lună. Wow, idealistule, într-adevăr, da. 90% nu cumpără cărți, nu sunt interesați în citit. Acum, știi, dacă am fi în Scoția, ai zice, ok, trecem pe la bibliotecă, nu vrem să le cumpărăm, dar măcar să le împrumutăm, știi? Nici asta nu se întâmplă. Așa că întrebarea e de ce atunci, pe vremea mea, de exemplu, când mergeam la o zi onomastică sau aniversară, duceam cărți, cadou. Treaba asta se întâmplă din ce în ce mai rar, sau poate nu mai merg eu la destule zile aniversare sau onomastice. Oricum, nu, da, se, mai, nu se mai poartă. E și o provocare și o oportunitate. Într-adevăr, nu se mai poartă și în același timp asta înseamnă și că e ocazia să-i convingem pe oameni să reînceapă să facă asta. De exemplu, noi încercăm să-i convingem acum și reușim tot mai mult să facă nunți ca la carte, adică să ofere mărturie la nuntă pe lângă o țuică și o prăjitură și o carte. Ce frumos! Și, în general, ideea de a oferi cadou o carte, dar mi se pare foarte potrivită în orice context. Fii atent, Victor! Presupunând că mâine, de mâine, Doamne ferește, n-ar mai exista nicio carte, iar tu, Victor Miron, ar trebui să faci o campanie despre bunele maniere în trafic. Așa? Cam cum ar suna sloganul unei asemenea campanii? Când eram în domeniul auto, am făcut o mică campanie de promovare a lecturii, de promovare a bunelor maniere în trafic, se numea Pe drumul cel bun. Și acolo aveam o serie ce de fain sună. Da, Pe drumul cel bun. Aveam o serie de mesaje care erau lipite pe haioanele mașinilor când stai la stop să vezi acolo niște lucruri și pe unele dintre ele scria răbdarea începe când nu mai e răbdare. Autovehicul dotat cu al 7-lea simț, bunul simț. Că wow. Al 6-lea simț e simțul umorului. Da, 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 ce bune sunt. Toate așa, nu? Hey, eu mai puțin inspirat pentru campania cu bune maniere în București. Probabil că aș începe cu nu, nu o știi pe mama mea. Undeva de genul ăsta, până ajungem la următorul nivel. Victor, o super, super cafea. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Și multă baftă. Să ne vedem cu bine. Sper să ne vedem cu bine.
Thank you.